Bună ziua! Regia, începeți. De-aia Băsescu continuă lupta împotriva poporului român. De-aia Băsescu desconsidere și își bate joc de români. Pentru a-l opri, stimați cetățenii români, trebuie să veniți la vot pe 29 iulie. Doar așa România și românii își pot recăpăta demnitatea. Traian Băsescu și-a adunat în jurul lui o clică de incompetenți, corupți, șpăgâitori și în vreme ce aceștia au prosperat, românii au sărăcit. România este astăzi o țară săracă. Traian Băsescu a fost omul stat care s-a slujit de Boc, de Udrea, Videanu, Leșnar, Merceanu și o să vedeți și de Mihai Răzvan Jurea. În propaganda de umilire a poporului român, Traian Băsescu și l-a pus în față mai nou pe Mihai Răzvan Jurea. Și am să vă citez din Răzvan Jurea. V-a dezamăgit el vreodată? A întrebat Mihai Răzvan Jureanu, referindu-se la Traian Băsescu în mitingul de ieri de la Cluj. Răspunsul nostru. Probabil că domnul Jureanu era pe altă planetă în perioada asta. Faptul că Traian Băsescu a ajuns la cea mai scăzută cotă de popularitate pe care a avut-o un președinte în ultimii 22 de ani, arată în mod indubitabil că a dezamăgit o țară întreagă de o manieră fără precedent. Singurii pe care nu i-a dezamăgit Traian Băsescu sunt cei care stăteau alături de el pe scenă la Cluj și care au prosperat în timp ce restul românilor sărăceau, care primeau sinecuri politice în timp ce aproape 1 milion de români își pierdeau locurile de muncă. Citesc din nou din Mihai Răzvan Jureanu. A mințit Traian Băsescu? A întrebat Jureanu pe oamenii care au la Cluj adunați la mitingul PDL-ist. A pune o astfel de întrebare după 8 ani de președinție al lui Băsescu de notă. Ori fie, aș spune eu, rupere de realitate, ori pur și simplu dorința de a-ți bate joc de cei pe care îi întrebi. Nu, domnule Jureanu. Traian Băsescu nu i-a mințit. I-a pus doar în fața democrației pe prea cinstiții. Elena Udrea, Roberta Anastase, Emil Boc și pe toți ceilalți, așa zici, prea cinstiți din PDL. Românii trăiesc de fapt bine în ochii lui Traian Băsescu. Întrebat de asemenea Mihai Răzvan Jureanu, tot la Cluj, dacă Traian Băsescu a promis ceva ce nu se poate da. Răspunsul ipocrit al Jureanu n-are rost să-l comentăm. Eu vă aduc în față numai un exemplu. În 2008, când politicianul responsabil, președinte Băsescu, și-a bătut joc de profesor, promulgând o lege care nu se putea aplica atunci, așa cum era ea făcută și pe care, evident, guvernarea de la vremea respectivă spunea că nu o poate aplica, dar pe care Traian Băsescu a impus-o pentru ca PDL să aibă subiect de campanie electorală. Să ne aducem aminte, de asemenea, de promisiunea președintelui înscrisă în acel pact pentru educație, de care evident că nu a mai ținut cont, nici el, nici urmașii lui, prin care promitea că se vor acorda 6% din PIB pentru educație. Ce au făcut guvernele federaliste? Au tăiat bani de la educație, inclusiv pentru a le da primarilor federaliști bani de campanie. Și din nou, acestea sunt numai câteva exemple. Mihai Răzvan Jureanu întreba tot ieri dacă Traian Băsescu a afirmat vreodată că România nu are ce căuta în Europa. Traian Băsescu
este încă o dată împotriva românilor și prin încercarea de întrerupere a legăturii cu Europa. Traian Băsescu a făcut totul pentru a crea probleme României în Europa cu singurul scop acela de a-și proteja scaunul. Traian Băsescu le-a ordonat tibetilor săi apărători să dezinformeze grosolan mediile externe în legătură cu situația politică din țara noastră. Monica Macovei, care se afișează peste tot cu președintele, este, și vă rog să rețineți acest lucru, singurul politician european care a cerut invocarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene împotriva propriei țări, adică împotriva României. Monica Macovei a spus că România trebuie scoasă din Europa. Și fac o paranteză la textul pe care l-am pregătit și cred, cu această ocazie, că trebuie să-i atenționăm pe cei din Partidul Popular European că atunci când fac afirmații politice, să fie și ei cinstiți. Să asculte măcar două părți politice din România și nu numai PDL-ul și reprezentanții acestuia. Și apropo de tot ce am spus până acum, aș vrea să-i amintesc domnului Traian Băsescu ceea ce spunea de asemenea Mihai Bogdan Mureanu în câteva zile. Și anume că spunea Mihai Bogdan Mureanu că în România se cumpără parlamentari. Pentru că el a văzut cu ochii lui așa ceva. Eu cred că dacă Mihai Căzvan Mungureanu nu spune cine este acel sau cine sunt acei parlamentari care sunt cumpărați, acest domn Mungureanu devine tăinuitor. El personal chiar spune că a văzut un parlamentar care a luat bani ca să dea jos un guvern. De pentru care îl somesc public pe domnul Mihai Răzvan Mungureanu, să comunice în 24 de ore procuraturii cine este făptuitorul. În caz contrar, prin păstrarea tăcerii, Mihai Răzvan Mungureanu devine făptaș. Devine penal și, puneți ghilimele de rigoare, onest și cinstit ca Traian Băsescu. O ultimă întrebare pentru Mihai Răzvan Mungureanu. El crede că reprezintă noi oameni din avantgarda fidelilor lui Băsescu pentru că se consideră probabil mai puțin dăunător imaginii lui Traian Băsescu? Să ne răspundă. Sau el este noua generație de politicieni a lui Traian Băsescu, alături de prea cinstiții Elena Udrea, Adrian Budeanu și Radu Berceanu, care au devenit noi prietena lui Mihai Răzvan Mungureanu? Mihai Răzvan Mungureanu va purta torța democrației cu prea cinstiții enumerate mai sus? Așteptăm răspunsurile la întrebările pe care le fac. Dacă aveți întrebări. Aș avea o întrebare. Domnul Roțea spunea seara că în viitorul raport pe justiție vis-a-vis de România, a urmat să existe și un capitol politic, să-i spunem așa. Capitol politic care ar fi realizat în baza celor creaturile noastre de dezinformă. Cum comentați? E posibil că de CPU era un raport tehnic până la urmă? Cred că domnul ministru Roțea este bine informat, mai ales pe săptămâna trecută, de fapt, săptămâna aceasta. A fost la Bruxelles și probabil în urma discuțiilor pe care le-a avut cu oficiali europeni, a înțeles că s-ar putea să aibă loc și asemenea modificări ale raportului de cooperare și verificare. Nu știu să vă spun asemenea mănunte, dar dacă s-ar introduce un asemenea capitol politic, din punctul meu de vedere, și este strict personal, ar fi un exces din partea Comisiei Europene, un exces pe care eu personal nu l-aș. Eu cred că România este un stat membru al Uniunii Europene cu
făcute către tine. Este un stat care și-a îndeplinit toate obligațiile pe care le-a avut față de Uniunea Europeană. Iar dacă Uniunea Europeană vrea să impună României condiții suplimentare, nu le poate face unilateral. Ar trebui să le facă într-un dialog, ar trebui să se informeze foarte bine și numai după aceea, orice măsură care are ca scop, să spunem, o monitorizare mai exigentă a României, să poată avea o putere. În acest moment, nu cred că așa ceva este și corect și legal. Dacă nu mai sunt